はいはいはいはい。Plâng de supărare. Bă, am tras în ea! E urâtă treaba. Bă, Rafael, am tras în ea! Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Granny. Toată lumea m-a rugat să mai postez încă un episod din Granny. Să luăm și pe Rafael altul de noi. De data aceasta o să jucăm pe normal, pentru că am văzut la un youtuber american că trebuie să strângi niște chestii, să faci o pictură cu bunica și îți va da o zi în plus. Asta o să facem și astăzi, o să ieșim din casă, dar o să strângem și tabloul ăla. Dacă mai doriți challenge-uri între mine și Rafael, îmi spuneți acolo în comentarii, mai dorim challenge-uri în care să facem tabloul și să ieșim din casă. Îmi spuneți în comentarii. Data trecută v-a plăcut episodul ăla și toată lumea a spus că tu ai câștigat, Rafael, deci ești mai bun decât mine la jocul ăsta. Da. Tu te-ai antrenat foarte mult, hai să dăm aici, o să dăm pe normal, vedeți și voi că e opportunity bonus de aia, adică să strângi chestia aia din tablou și să faci o pictură cu bunica. Hai să dăm continue, mai dăm o dată continue, Rafaele. Ok. Suntem în prima zi, băieți, este prima mea încercare. Alte domn Rafael aici, n-am mai jucat niciodată. E Rafael, așa sau? Pe ce dificultate jucăm, Maris? Pe dificultatea normal. Bune? Lași mă că o bat. Hai bă, mă lași. Nu mă crezi? Chiar m-ai supărat, Maris, să știi. Nu mă crezi, uite. Hop, direct așa, Rafael, asta e speedrun. Acesta este un speedrun la Granny. Nu, Rafael, că stai liniștit, că stau să fie urât de tot. Babareta aia o să sufere. L-ai supărat pe prietenul meu, Rafael? O să suferi și tu, bunicuțo. Nimeni nu se ia de Rafael. Pățiși. Sunt mânios. A, nu mai fi supărat, că o să o bate pe bunica asta. Ok, băieți, dacă nu știți, eu am mai încercat odată. Am luat arma de aici, am tras în bunică, iar bunica m-a pleznit peste ochi. Pur și simplu, Rafaele. Am jucat odată o oră, Granny. Și mi-a băgat cheia. Dacă vrei să punem și acel episod, o să-l punem, dar ca și fiind faze amuzante, că e amuzante rău. Acum, dacă mă dă după colțul ăla, știi ce se întâmplă, Rafaele. Sunt mânios. Măcar să mă uit dacă e ceva aici. O, Ventuza, ok. Mă, Rafaele, hai să-ți arăt mecanica jocului ăstuia. Ok, hai că nu e chiar așa. Deci, o să facem pozica. Bine, mă, babareta. Hai să vedem. Un minut. Tu te uiți la Rafael la ceas și îmi spui. Nu. Uitați-vă și voi cum face Rafael. Yo. Hai, mă, că-l trec, Rafael. Stai liniștit. Deci, cred că au trecut 5 secunde. Nici m-am uitat. Cât au trecut, Rafael, zi repede. Nu, spes. Deci uitați-vă, Rafael, cum face. Ok, mergem rapid. Uite ciocanul acolo, e totul perfect acum, Rafaele. Mm. Afară dacă vine bunica acum și mă prinde. Nu vine, am să spun. Deci știe, Rafael, vedeți, ne-ajută. 50 de secunde. Nu mai sunt 50 și se spawnează aici bunica, ciocanul este acolo. Fac troll-ul, Marius. Ok. 5 secunde rămase. Bă, aș putea să-mi pușc, dar n-are nicio valoare. Hai să vedem ce e aici, padlock key. Oh, safe key, frumos. Ce să află în safe key, Rafaele? Nu, cred că nu mai trebuie să mai folosesc arma la safe key. Doar mă duc, deschid, iau arma și plec. Oh my god, am dat cu aia pe jos. Dar important e că poți să treci și pe normal. Vine aia de babeta alergând. Ce troll-i fă la bunică. Are și cod, uite-te și tu, pusă și cod a dracu babă. Și cod.
Uite, deci tu nu mă lasă să trec. Azgri, vei e mânios. Oh my god. Și pe penele acolo. Azi, Rafael e mânios. Cât mai e Rafael? 34, trecut 35 de secunde, nu? 30 de secunde. Da, 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 că mă uit și eu pe ceasul meu. Atunci nu te mai ajut, Marius? Ba da, dar Rafael, mă ajut, că tu ești prietenul meu cel mai bun. Ție-mi minte, Marius. Singurul. Putiță. Crește. Am timp să mă duc să pun asta, să vin înapoi și după aceea să mă pun și pe bunica? E că da. Nu? Pepe nu. Dar de ce luăm Pepe nu? Să deschidem. Uite lângă microunde acolo, nu? Ce? Ah, da, o poză. Wow, ce le văd! Și aici ce e? O rotiță. Am avut o rotiță, nici nu știu. Am aruncat pe pene, văzuși? 15 secunde. Cheia roșie, ok, și aici ce se află? Padlock. Rotiță unde era? Sus, colo? Nu găsesc creștere, Rafaele. 30 de secunde. Da, cred că am timp să pun și asta. Păi știu că mai sunt missing, în pana mea. Cât mai sunt? 20 de secunde. Păi tot câte 10 secunde a trecut acolo? Rotiță. Pet. Bunica s-a trezit. Mai trebuie să găsesc creștere și nu-l găsesc. Hai să dropăm ăsta aici. Ducem podul. Ducem cheia. Bă, dar de ce e extra loc pe ușă? Pentru că bunii te iubește. La fiecare meci al meu, cât e mai, cât mai, cât deci mai e? Deci nepotul ei favorit. Cât mai e? 2 minute rămase. Bă, nu mai sunt 2 minute. 25 de secunde rămase. Mersi, Rafa. Se complete. What? Cum am întors așa? Ce ai făcut? M-am întors rapid. Uite, era asta aici, vezi? What? M-a tras browserul. E creștere aici. Creștere, creștere, creștere. Vrei să vezi un crește frumos, Rafaele? N-are unde să fie creștere. Ai crezut că nu era nimic, Marius? Da, 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 ai văzut și tu? Da. Nu, n-apărea nimic, te uiteai așa. Ce trebuie asta? Mi-a făcut bunica o farsă, ce dracu, ziceam. E o farsă. Oh my god, it's a prank, te bro. Te uitai la Gemini Cramp? Da. Fii atent, da. Ce, să te fi dat eu la manivel așa frumos, tâng, 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 și să scrie it's a prank, bro. Of, te împing în puț. Da, da, da. Și te îndea cu o târță la spate. Târța? Nu știu ce să zic despre cotârță, dar... da. Mai trebuie să fac multe cu cleștele, da? Te fă la o parte, mânca mie cotârță. Uite-te și tu! What? What in the hell? Dacă o întoarneam, te-ai jos. Să se repeți când e bunica treză.
Da. Dă-te fără o parte de aici. Cât mai am? 30 de secunde, cred. Cât mai am? Să-mi pa 15. piciorul, n-ai pus cronometru. 15 secunde? Da. Așa repede au trecut? Ok, Rafaela, dacă tu zici. Mai trec și la ceva, nu mai trebuie. S-a trezit nebuna. Sper că ai auzit, Marius. Nu! Sper să că nu s-a trezit cu fața la cearșaf. S-a trezit cu fața la cearșaf, baba. Sniped! Ai văzut? Al dracu, unde am lăsat Tarcu. Mai am timp să vin să-l iau. Cât mai e? Nu am pus cronometru. Săramba piciorul! Îl pornesc acum. Nu cred că mai am timp să fac nimic. Te anunț că e negat. Ce să fie gata, mă, că prozăși prost cronometru. Băi, eu măcar te anunț. Am bat piciorul, dar nu n-o fi asta vie aici, am baie. Pune cronometru. Ia uite-o. Mai trebuie una, nu? Mai trebuie să mai iau ursulețul. Hai să căutăm mai altă pistă. Iată, Rafael. Hey. 25. Oh my god. E cu măciuca în mână nebună. Cât mai am? 10. 2. Siguranță se va spawna aici. Dacă vreau să văd când se spawnează. 0. E sigur? Nu. S-ar putea să spawne 10. Nu, nu. Uite-o! Uite-o pe nebună. Mi-a dat o zi în casă. Sunt aici, uite, am ursulețul tău în mână. Freia o uel. Mă și sperie, ești nebun? Dă-te, mă, daci. Mamă, ce-mi bate inima. Dă-te de aici! Ce zici, Rafaele? Ești bine să ai. Cum îmi bate inima. De ce îmi bate inima așa? Mă și sperii, ești nebun? Câte mai am? Câte mai am? 40. Nu mai am 40. Nu știu că n-am pornit cronometru. Bă, dar bun sunt mă la jocul ăsta. Chiar ești. Un vie? Nu. Dar nu mă prinde acum că încep toate cheile la ușă. Hai, pane bună! Gata, Rafael. Toate obiectivele. Am completat poza, am pus ursulețul, am are ieșit învia, din gata. Casă și pe totul pe normal. Vezi care înviat. Păi el învie, uite-o ce ia, pe scară. Ok, băieți, cred că am filmat în jur de 2 ore.
Ok, băieți, ăsta a fost episodul alături de domnul Rafael. Cred că am înregistrat în jur de 2 ore. Dacă vreți episoade în continuare cu domnul Rafael, să facem challenge, să completăm fotografia, să completăm pe normal, apăsați și pe butonul de like când spuneți în comentarii. Eu am fost Xlader, la revedere!